Care este planul partidului de guvernare privind depășirea crizei gazelor? El există? Discutând despre situația și această criză care este la moment, vreau să reiterez doar că, de fapt, criza gazelor ea are un context regional. Criza gazelor nu este doar cu referire la Republica Moldova, dar această criză este datorată prețului la gaze, care a fost unul destul de mare, atât în context regional, cât și în toate țările din Europa. Desigur că această situație este o situație care pune o greutate pe cetățeni, dar la sigur urmează să examinăm atât... Încă examinați, planul nu există. Există un plan, se examinează, dar vreau să comunic. De fapt, după cum a spus și domnul ministru, se analizează tendința prețului, inclusiv pe piața internațională, deoarece prețul care îl achităm depinde într-o oarecare măsură și de prețul care este stabilit pe piața internațională, și se observă o tendință, a fost o tendință de majorare a prețului în perioada anterioară. S-ar putea ca acest preț să se diminueze pe perioada imediat următoare. De aceea se analizează cu maxim atenție această situație și vom domnul Chiriac, trebuie să ne facem astăzi griji sau nu? Iată cei de acasă care ne urmăresc. Ce trebuie să înțeleagă? Partidul PAS astăzi are un plan de acțiune cum trebuie să fie depășită criza gazelor? Partidul Acțiune și Solidaritate examinează mai multe eventuale posibile scenarii, reieșind din situația care va derula pe parcurs, inclusiv acest preț, și în dependență de situație vom acționa